Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna este singura din țară și a anunțat că a dat startul pentru înscrierile de anul acesta. Absolvenții de liceu cu vârsta maximă de 35 de ani se pot înscrie și concura pe un număr de 220 de locuri, din care 190 pentru bărbați și 30 de locuri pentru femei. Înscrierile au început de 2 zile și se vor termina pe 8 august. Cine vrea să devină agent de penitenciare trebuie să fie cetățean român cu diplomă de bacalaureat în buzunare, să aibă maximum 35 de ani, o înălțime minimă de 1,70 m pentru băieți și 1,65 m pentru fete. În plus, trebuie să fie declarați apți medical și psihologic, să aibă un comportament moral ireproșabil, iar cei care au avut note la purtare mai mici de 8 sau au avut condamnări nu au nicio șansă. Concursul de admitere se desfășoară în două etape: probele eliminatorii, contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice, și probele de verificare a cunoștințelor teoretice, lucrare scrisă la limba română, test grilă, și lucrare scrisă, tot test grilă, la istoria românilor. Școlarizarea se asigură în condiții de gratuitate pentru toți elevii, respectiv cazare, masă, echipament, rechizite și asistență medicală conform legii, pe parcursul întregului proces educațional. După absolvire, elevii vor fi repartizați în unitățile sistemului administrației penitenciare, unde vor beneficia de un loc de muncă stabil, salariu și oportunități de dezvoltare a carierei.